Dragi slăniceni, acum, pe final de an, vreau să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, vreau să ne amintim că am traversat un an greu, un an greu pentru omenire, un, greu, un an greu pentru România, un an greu și pentru noi, comunitatea slănic Moldova, un an în care. Planurile noastre, în mare parte, au fost întoarse, au fost stricate de acest virus. Am trăit în pandemie aproape tot anul și vreau să vă mulțumesc, dumneavoastră, pentru că ați dat dovadă de conștiință națională, de omenie, de solidaritate. Și împreună am putut trece peste această perioadă grea, care o să mai dureze, sperăm noi, cât mai puțin, pentru că, în felul acesta, o să ne fie foarte greu. Vreau să mulțumesc agenților economici care au înțeles că trebuie să respecte regulile care. Din păcate, aproape trei luni de zile au fost opriți din activitatea lor și au suferit și suferim cu toții în continuare, atât din punct de vedere uman, dar și din punct de vedere financiar, ca și rezultate financiare. Chiar și în aceste condiții pot spune că a fost un an bun din perspectiva lucrărilor care s-au făcut în localitatea noastră, din perspectiva îmbunătățirii infrastructurii și a condițiilor de viață, a calității vieții în localitatea noastră. Sunt mulțumit de cât am putut realiza, dar sunt și optimist că în anii viitor vom realiza mult mai mult pentru cetățenii din localitatea noastră și pentru turiștii care vin aici la noi la Sănii Moldova. Vreau să închei acest an cu un optimism, vreau să vă transmit încredere, să vă transmit speranță, să vă asigur că voi face tot ce pot pentru a dezvolta această localitate, pentru a rezolva din problemele dumneavoastră cât mai multe, dacă s-ar putea chiar toate. Și că avem un plan de dezvoltare a localității și avem o perspectivă sănătoasă de dezvoltare a localității noastre. Vă invit să fiți solidari, să fiți uniți în vecini, cu rudele, cu prietenii și să trecem cu liniște, cu pace, să trecem cu respect peste această perioadă, să fim optimiști, să ne bucurăm de anul care uh, tocmai se încheie, dar să și sperăm la mai bine în anul care vine. Eu vă doresc multă sănătate, vă doresc pace, vă doresc liniște în familie, să aveți sărbători fericite, să aveți parte de tot ce vă doriți. Chiar și în condițiile astea grele, putem să petrecem uh, sărbătorile respectând regulile, dar și aducând un optimism bucurându-ne de ceea ce avem și sperând că pe viitor vom avea mult mai mult. Multă sănătate, bucurii și tot ce vă doriți. La mulți ani.